Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă etalare în dragoste. Haideți să vedem despre ce vom vorbi azi în legătură cu dumneavoastră, în legătură cu relația dintre voi doi. Spre ce se vor deschide cărțile? Voi face etalarea cu titlul Tu și el sau ea încotro? Să vedem spre ce se vor orienta energiile în această etalare despre voi, despre partenerul dumneavoastră și așa mai departe. Și iată, prima carte în etalare, dragii mei, este aceasta a oglindirii. Da, sper că este cât se poate de clar. Se pare că vă oglindiți unul pe celălalt în aceste momente sau reflectați foarte mult la aspecte care vă plac, poate la partenerul sau la partenera voastră sau la mai ales la acele aspecte care nu vă plac, care vă plac mai puțin, da? Probabil că sunt unele aspecte care vă deranjează la acest partener sau la această parteneră și nu știți ce să faceți pentru a putea schimba aceste lucruri. Dar, dragul meu sau draga mea, unul dintre secretele acestui proces de oglindire este acesta și anume faptul că un lucru te deranjează în acel moment când, de fapt, acel aspect îl regăsești și la tine. Da? Pentru că doar în acele momente ceva ne deranjează atât de mult. Și cum poți schimba acel lucru la acel aspect la partenerul tău este pur și simplu gândindu-te și reflectând la acel aspect în personalitatea ta, da? Și vei vedea ce poți face pentru a schimba acel lucru la tine însuți sau la tine însăți și astfel vei rezolva conflictul și cu situația respectivă în partener sau în parteneră. Da, despre acest mod de a rezolva lucrurile vorbim aici. Este un mod mai subtil, într-adevăr, dar este cel mai corect și cel mai bun cu putință. Pentru că, iată, vă veți vedea întotdeauna în ei, în acești parteneri ai voștri, oricât timp va dura relația dintre voi doi, da? Această situație de a vă deranja anumite aspecte la partener va continua la nesfârșit dacă nu veți face ceva în privința acestui lucru. Hai să vedem următoarea carte. Da, următoarea carte în etalare, iată, este aceea a curățeniei. Se pare că unii dintre voi veți dori să faceți curățenie în această perioadă în viața voastră, da? În acest sens, văd că mulți dintre voi aveți anumiți prieteni falși sau acei prieteni care se dau foarte buni amici în fața voastră și, de fapt, nu urmăresc altceva decât să vă sape groapa sau să vă dorească răul, da? Sau chiar probabil că unii dintre ei chiar vă provoacă acest rău pe cât posibil și unii dintre ei chiar vă bârfesc pe la spate, făcându-vă cu atât mai mult rău și prin această modalitate. Dar iată că văd că tu, dragul meu sau draga mea, faci pentru prima oară aceste alegeri potrivite pentru tine și te gândești că cel mai bine pentru tine în acest moment ar fi să renunți la prezența acestor persoane în viața ta și să te orientezi spre cu totul altceva, da? Poate o perioadă vei rămâne singur sau singură sau aproape singur sau singură sau poate te vei orienta deja spre alți prieteni, spre alte persoane noi pe care să le primești în viața ta. Oricum, văd că ești pe cale din ce în ce mai mult să te descotorosești de această negativitate care era până acum în existența ta și care de multe ori nu știai de unde îți vine. Dar acum, fiind conștient sau conștientă de această proveniență a negativității în viața ta, iată că iei măsuri și faci foarte bine că aplici aceste măsuri în viața ta. Hai să vedem următoarea carte.
Următoarea carte, dragii mei, vorbește despre deblocare, da? Despre faptul că ceva, o situație în viața ta se deblochează. Poate că mă gândesc că până acum a fost tăcere între dumneavoastră și partener sau parteneră. Poate că acesta sau aceasta s-a simțit amenințat sau amenințată dintr-un anumit punct de vedere și plecase din relația cu tine. Dar văd că în curând această situație se va debloca și vei primi un răspuns prompt din partea acestei persoane, un răspuns care te va găsi într-un moment cât se poate de prielnic, da? Adică chiar te vei simți bine în acel moment, iar faptul că îți va veni acest mesaj din partea acestei persoane te va face să te simți în al nouălea cer. Îți va oferi cu atât mai multă bucurie în suflet. Pur și simplu va fi o situație prin care se vor debloca ușile în existența ta și iată că este o situație care anunță faptul că iubirea se reapropie de tine, iubirea încearcă din nou să-și facă cale spre tine. Lucru care te va bucura din nou enorm de mult. Este foarte bine, iată că viața ta se deblochează, că ușile se redeschid în fața ta, că iată șansele de a iubi din nou reintră în viața ta. Hai să vedem, dragii mei, da, uite, despre asta vorbeam, da? Despre reconciliere, dragii mei. Este clar că persoana ta se întoarce, iată, la tine și nu vine cu mâna goală, vine cu un buchet extraordinar de flori, de trandafiri roșii, după cum vedem, care exprimă pasiunea pe care această persoană o simte pentru dumneavoastră și faptul că regretă foarte mult lucrurile care s-au spus între voi, poate dacă le-ați spus într-un moment de mânie. Sau regretă comportamentul său, faptul că a plecat într-un moment care nu era deloc prielnic acelei plecări. Și acum se întoarce spășit la tine, dornic să-l ierți. Draga mea, văd că mai ales pentru voi, dragele mele, este valabil acest mesaj. Pentru că, după cum vedem, această carte întruchipează această situație, cum el se întoarce la ea cu acest buchet de flori, iar ea îl privește ca și cum îl întreabă: ești sigur? Ești sigur că nu vei mai repeta scena? Sau ceva de genul acesta. Da, oricum este important faptul că, iată, el se întoarce la tine, draga mea, și că lucrurile vor fi mai bune ca la început. De ce? Pentru că pur și simplu lucrurile nu s-au terminat între voi doi, că mai sunt aspecte de trăit, mai sunt lucruri de trăit, mai sunt lucruri de povestit, lucruri de pus în aplicare și așa mai departe, unul pentru celălalt. Haideți să vedem mai departe și câteva cărți din tarot. Iată că avem aici asul de bâte, dragii mei, care nu vine deloc întâmplător în această etalare. Asul de bâte semnifică foarte multă pasiune, exact ce spuneam și mai devreme. Se pare că relația voastră va fi din nou ceea ce a fost odată, adică una foarte aprinsă din punct de vedere afectiv între voi doi. De ce s-a întors partenerul tău la tine? Tocmai pentru că simte foarte mult aceste sentimente, are foarte mult aceste sentimente de dragoste față de tine, își dorește să coopereze în continuare cu tine, simte că viața sa este completă numai în colaborare cu tine, numai alături de tine, simte că poate să-și trăiască viața la adevărata ei valoare doar lângă tine și iată că tu îi oferi acest sens nou vieții sale. Și pentru acest lucru, această persoană ține să-ți mulțumească și iată o face într-un mod cât se poate de frumos, oferindu-ți în primul rând aceste flori. Poate îți va oferi și un mic cadou, n-am de unde să știu, dar oricum
văd că lucrurile vor reintra pe cale, ca să zic așa, între voi doi, vă veți împăca extrem de frumos, pentru că și tu, draga mea, vei fi de acord că lucrurile sunt, multe lucruri sunt nespuse între voi și că vrei să dai și tu o nouă șansă acestei relații, că merită mai ales să oferi această șansă din nou acestui partener. Ce să mai, simțiți pasiunea unul către celălalt, da, de câte ori vă uitați unul în ochii celuilalt și acesta este lucrul care contează cel mai mult, da? Este un lucru după care vă puteți ghida. Următoarea carte, wow, cât de frumos, dragii mei, iată, este 4 de bâte. Această carte indică împlinirea totală, da? Împlinirea absolută în relație. De ce? Pentru că văd că foarte mulți dintre voi vă veți decide sau veți lua această decizie în viitorul vostru apropiat de comun acord, cum că vreți să faceți următorul pas în relație, da? Că vreți să avansați, că vreți să pășiți spre un pas hotărător pentru viețile voastre. Iar acest pas, bineînțeles, că este căsătoria, dragii mei. Iată că prietenii voștri, toți acei prieteni care vă sunt buni și credincioși amici, se vor bucura enorm de mult pentru voi și, în primul rând, părinții voștri se vor bucura că vor afla de această veste îmbucurătoare pentru ei. Va fi așa o perioadă de enormă bucurie, de enormă fericire pentru voi, pentru viețile voastre și pentru toți cei ai voștri, toți cei care vă înconjoară, da? O bucurie extraordinară care se va revărsa din toate părțile spre voi. Haideți să vedem și următoarea carte, da? Este Asul de Cupe, iată, care o carte care vorbește despre un nou început în viața voastră. Și probabil că odată cu această decizie de a face din viața voastră un comun, cum să spun, o proprietate comună, ca să zic așa, dorința voastră de a face aceste lucruri amândoi va face să înceapă între voi o nouă etapă, iată, un nou episod, care va fi marcat în primul rând de această iubire, de aceste legăminte pe care le veți face cu ocazia căsătoriei dintre voi doi sau al ogodnei, dar o căsătorie oricum se preconizează aici la orizont. Și veți începe acest episod cu totul semnificativ din viața voastră. Bineînțeles că unii dintre voi veți dori să vă întemeiați și o familie, oricum familia va fi întemeiată în momentul în care vă căsătoriți, dar văd că unii dintre voi veți dori mai mult de atât, adică veți dori să faceți și un copilaș, să aduceți un copilaș pe lume, cel puțin deocamdată, da? Unul. Haideți să vedem și următoarea carte, care este o carte din oracol. Iată că ceva se va împlini foarte curând pentru voi. Este foarte bine să decizi odată pentru totdeauna ceea ce îți dorești în legătură cu viața ta, pentru că aceste dorințe ale tale se vor împlini, dragul meu sau draga mea. Acestea fiind spuse, aceasta a fost etalarea mea de astăzi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!